Participarea la Jocurile Olimpice de anul ăsta este a treia participare pentru mine și înseamnă o încheiere a carierei cu încă o șansă de a câștiga medalia olimpică. Consider că după ce m-am reapucat de canotaj, această pauză pe care am avut-o înainte m-a făcut să mă bucur de sportul în sine, să apreciez mult mai mult ce mi se întâmplă și astfel și să devin mai bună mai ușor. Să nu mă las doborâtă de accidentări sau de orice alte piedici le întâmpin și în același timp să fiu recunoscătoare pentru parcursul pe care l-am și lucrurile pe care acest sport mi le oferă. Am ritualul meu, cum fiecare sportiv l-are, dar încerc să-mi canalizez energia și să nu o las să iasă la suprafață decât în start. Cucerirea unei medalii la Paris ar însemna încheierea carierei mele în canotaj, o încheiere cu cel mai mare succes pe care pot să-l dobândesc ca sportiv.